Și jurnalist fanatic, l-ați văzut în tribune și pe Marcel Ciolacu, care a avut un răgaz azi de la discuțiile importante ce vor urma săptămâna aceasta în coaliție. Miercuri va fi stabilită data alegerilor prezidențiale. Președintele PNL a făcut anunțul și susține că, deși au existat discuții ca scrutinul să se desfășoare în septembrie, nu s-a stabilit nimic concret până acum. Nicolae Ciucă mărturisește că a primit multe mesaje, inclusiv de la părinți care se plâng că organizarea alegerilor în septembrie ar perturba anul școlar și că cel mai bine ar fi amânarea lor pentru decembrie. Iată. Este adevărat că atunci când am discutat calendarul alegerilor, s-a convenit, fără să fie formalizat, ca data alegerilor să fie în septembrie. După modul în care s-au desfășurat alegerile locale și europarlamentare și feedback-ul, mesajele pe care le-am avut din teritoriu, în primul rând de la părinți, a fost o chestiune legată de faptul că a fost perturbat procesul de învățământ. Iată, suntem în a opta zi și nu avem încă rezultatele finale. Au fost școli care nu și reluaseră la sfârșitul săptămânii activitatea. Ca atare, toți cei care au examen de capacitate, bacalaureatul, s-au simțit afectați de acest aspect. Mai mult decât atât, urmează să avem o perioadă de două luni de vară, până în septembrie știm foarte bine care sunt activitățile fiecăruia dintre noi. Este perioada de vacanță, de concedii. Nu am apucat să discutăm concret și detaliat pe acest subiect. Vor avea loc discuții miercuri când ne vedem în coaliție. Dacă vom avea o organizare mai bună la nivelul AEP și dacă într-adevăr ținem cont, dincolo, așa cum am spus, de efectele asupra procesului de învățământ. Una este să fie întrerupt o zi sau două și alta este să fie întrerupt 8 zile. Nu schimbăm deloc această dată. Este vorba de o analiză. Este vorba de o analiză, iar analiza respectivă trebuie să aibă loc în interiorul coaliției. Cred că miercuri stabilim toate aceste date. Ceea ce este însă destul de clar este că PSD și PNL vor merge cu candidați separați la alegerile prezidențiale. Nicolae Ciucă susține că, în principiu, candidatul comun nu este o alternativă aflată pe masa coaliției. Cât despre un eventual tandem cu președinte liberal, iar premier Marcel Ciolacu, Ciucă susține că nu s-a discutat acest aspect, deoarece ambele partide și-au exprimat dorința de a avea candidat propriu. Discutăm despre acest subiect cu Răzvan Chiruță, redactor șef Press Hub. Bună seara, mulțumesc foarte mult, Răzvan. Bună seara. Ne amintim declarațiile lui Nicolae Ciucă de la sfârșitul săptămânii viitoare. Nu ne sucim, nu e niciun incendiu în coaliție, nu ne sucim deloc, nu umblăm cu șmecherii. Data alegerilor rămâne data alegerilor. Acum vedem, iată, indicii că s-au primit mesaje, că sunt părinții nemulțumiți în legătură cu perturbarea desfășurării anului școlar. Urmează o ședință în coaliție pe tema datei alegerilor prezidențiale. Care e, de fapt, miza organizării alegerilor prezidențiale în septembrie sau în decembrie? Da, în septembrie, organizarea alegerilor prezidențiale în septembrie ar putea dezavantaja în mod evident PNL-ul, pentru că, în principiu, electoratul acestui partid pleacă mai mult în vacanță în luna august. Campania electorală, de fapt, încă de când au gândit ei acest scrutin în septembrie, a fost voci care au spus că este o greșeală consistentă, pentru că în campania electorală ar urma să se desfășoare luna august, care este prin tradiție și în România luna de maxim a concediilor. Deci cui vor face ei campania electorală nu era clar încă de atunci. Sigur că PNL a acceptat într-o prima fază această situație pentru că avea nevoie de PSD și pentru că era disperat, erau disperați liberalii să se agațe de lista comună cu PSD pentru a trece mai ușor peste europarlamentare. Ceea ce, iată, s-a devenit o manevră benefică pentru liberali. Și acum, într-o oarecare, deci acum, văzându-se cu saci în căruță, cum se spune la noi, liberalii au început să comenteze și pentru că, într-adevăr, în septembrie
teoretic cel mai dezavantajat, fi un candidat pentru din partea PNL-ului. Mai este o problemă, o chestiune care complică lucrurile. Atunci când s-a decis alegerile prezidențiale septembrie, existau speranțe din partea președintelui Iohannis și a liderilor PSD-PNL că Iohannis va obține totuși o funcție la nivel european. Se vorbea de secretar general NATO, care mandatul se termină cam în septembrie al actualului secretar general NATO, probabil că și existau estimări că mandatul lui Klaus Iohannis se va termina mai repede dacă va fi numit secretar general NATO în septembrie. Nu mai e cazul și încă toți nu există nicio șansă pentru Iohannis să obțină vreo funcție externă, nici la NATO, nici la Uniunea Europeană. Prin urmare, nu este clar ce se va întâmpla dacă alegerile au loc în septembrie, dar mandatul oficial al lui Klaus Iohannis se termină în decembrie. Asta ce înseamnă că din septembrie până în decembrie România va avea doi președinți, cel ales și cel în funcție. Posibil, sau mai nu e chiar o chestiune și în Statele Unite, durează câteva luni până când președintele ales își ia mandatul, dar va fi complicat. Pe de altă parte, e în mod evident, Marcel Ciolacu nu prea își dorește să fie președinte. Ajungem imediat și acolo, pentru că Răzvan Chiruță, după alegerile locale, încep să apară primele sondaje referitoare la alegerile prezidențiale. Iar ultima analiză făcută de Sociopol arată că președintele PSD, Marcel Ciolacu, ar câștiga alegerile prezidențiale. 31% dintre respondenți au afirmat că l-ar vota pe Ciolacu, în timp ce pentru următoarele 3 locuri se dă o luptă strânsă. George Simion, 17%, Mircea Joană, 15% și Nicolae Ciucă, 13%. Revin la Răzvan Chiruță, jurnalist Press Hub. Răzvan, cât de credibile ți se par cifrele? Da, asta e o întrebare foarte bună, pentru că a fi o creștere spectaculoasă în sondaje al lui Marcel Ciolacu, până la alegerile locale, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, de altfel, amândoi stăteau foarte prost la capitolul încrederea populației, undeva pe la 18-19%. Ce s-a întâmplat de Marcel Ciolacu a ajuns la 30%, mi-e greu să spun și mi-e greu să cred în astfel de sondaje. Iar după experiența de la locale, când, de exemplu, cu două zile înainte de scrutin, au apărut în București 3 sondaje diferite în care fiecare candidat era pe primul loc și Nicușor Dan și Firea și Piedone erau pe primul loc. Nu știu cât de credibile. În general, mai este o practică pe care am constatat-o și în anul trecut și anul ăsta, la PSD și PNL, își comandă sondaje pe care să le folosească nu pentru a amăgi publicul, ci pe care să le folosească în negocierile dintre ei. A făcut și când s-a făcut listele comune de la PSD și PNL, că trebuia să decide care și cum se face împărțirea, PNL și PSD tot aruncau sondaje în ideea ca să arate cât de important. Da, încă ceva, cât de mult va conta, îmi cer scuze, campania electorală, inclusiv pre-campania, de la semnături, mesaje, poziționare, te rog să-ți continui ideea. Da, categoric, PSD-ul ar fi mai avantajat și Marcel Ciolacu ar fi mai avantajat dacă alegerile au loc în septembrie, în mod evident, pentru că știm că cea mai mare spaimă a PSD la prezidențiale este mobilizarea electoratului anti-PSD. Și dacă în ultimii 20 de ani PSD a pierdut de fiecare dată scrutinul prezidențial, a fost pe mobilizarea acestui electorat anti-PSD, care, în principiu, este un electorat destul de comod și destul de leneș când vine vorba să-și rupă din timpul liber ca să meargă la vot. Asta da. Înseamnă că în septembrie, când e problema cu școlile, într-adevăr, cândva vin din vacanță, când nu au chef de politică, s-ar putea să nu fie o prezență la vot consistentă din partea acestui electorat anti-PSD. Deci, din punctul de vedere lui Marcel Ciolacu, i-ar conveni în septembrie. Pe de altă parte, mutarea alegerilor în decembrie ar putea fi un dezavantaj pentru PSD și PNL, pentru că, pe de o parte, ar putea să-și crească și mai mult notorietatea sau să se pregătească Mircea Joană, de exemplu, care nu crezi în sondajul, care stă foarte bine în majoritatea sondajelor de până acum, ăsta cred că este primul care ar putea să dată locul al treilea, dar are o problemă majoră. Nu a reușit să-și construiască o logistică consistentă în țară, iar teama și am văzut la alegerile locale că nu e o teamă justificată lui Mircea Joană, este că nu va reuși să controleze felul cum se numără, se votează și se numără voturile, pentru că nu a reușit să-și construiască un sistem
de suficient în țară care să aibă suficient observatori și oameni în secții. Deci, lui Mircea Dion i-ar conveni să se mute în decembrie, pentru că felul s-ar apuca să-și construiască și mai mult din sistemul de supraveghere a legilor. Spaima acestei echipei lui Mircea Dion este că vor fi foarte mult furați mai degrabă, pentru că nu vor avea un sistem de control. Și cum vedem la legile locale, au fost printre legile locale de acum de 9 iunie, eu din punct și europarlamentare, au fost, din punctul meu de vedere, printre cele mai fraudate din ultimele două decenii. S-a abuzat de viza de flotan, s-au dus oameni la vot, s-a dat mită electorală, s-au făcut golănii cu procesele verbale. Deci riscul pentru Mircea Dion acesta este să nu neapărat să nu fie votat, să fie furat, efectiv. Mulțumesc foarte mult, Răzvan Chiruță.